de toate, vreau să vă fac cunoștință cu Angelina, cea de acum 8 ani de zile, fără de care nu ar exista cea de astăzi. Un corp de femeie în care trăia un robot. Obosită, nedormită, malnutrită, deși credea că se hrănește perfect. Dezechilibrată emoțional și hormonal, îmbătrânită prematur. Ascundea, după traume și suferință, un zâmbet și un ruj. Deconectată de ea, neiubită, debustolată și nerespectată. În momentul când am prins curaj și am decis că vreau să împart o poză de before și after în mediul online, oamenii care nu mă cunosc au zis că arată așa pentru că am un soț bogat. Pentru că probabil am bani și mi-am făcut operații estetice. Adevărul este că toți acești ani a însemnat multă muncă interioară, studiu și cercetare, disciplină și investiție pentru a afla care sunt cu adevărat nevoile unei femei moderne care vrea să cucerească lumea, însă nu vrea să plătească un preț prea mare pentru asta. Într-o lume unde 90% din studii sunt efectuate pe bărbați, a venit momentul să aducem pe scenă biologia feminină, care are un singur sinonim: înțelepciune. Intenția mea astăzi este să vă fac cunoștință cu biohacking-ul, însă la feminin. Biohacking-ul este noua știință, unică de altfel, care susține evoluția femeii din interior și o întoarce la rădăcini, creând o simbioză perfectă între corpul fizic, minte și suflet, inimă și conștiință, realitate și energie, știință și structură ancestrală feminină. Poate vă întrebați ce legătură au toate astea. Sunt sigură de asta. Faptul cum noi arătăm este expresia alegerilor zilnice pe care le facem în materie de stilul nostru de viață. Mâncarea pe care o mâncăm, suplimentele pe care le cumpărăm, emoțiile pe care le oferim, iubirea pe care ne-o acordăm și grija pe care ne-o oferim. Ce am făcut ca să arăt și să mă simt mai bine la 38 decât la 30? Împart astăzi cu voi ghidul personal de transformare și principiile datorită căruia am evoluat la propriu. Nu, noi, femeile, nu suntem doar niște corpuri care avem sâni, uder și ovare, așa cum se credea mult timp. Până în anul 1993, femeile nu au fost incluse în studiile științifice avansate pentru sănătate, deoarece acestea sunt ființe ciclice. Au fluctuații hormonale zilnice și dezechilibrează rezultatele finale. Prin urmare, mâncăm, dormim, ne antrenăm și ne tratăm după principii masculine. E o greșeală pe care mi-am asumat-o, pentru că nu a venit nimeni în viața mea să-mi spună că femeia trăiește după două ritmuri, infradian și circadian. Toate ființele vii de pe această planetă trăiesc după un singur ritm, circadian, iar femeile după două, ritmul circadian și infradian. Să ai respect față de ritmul tău circadian înseamnă să ai respect față de sănătatea ta. Primul lucru pe care ar trebui să-l vadă ochii tăi dimineața și seara este soarele. Nu ecranele cu e-mail-uri, Instagram și TikTok. Nu ai nevoie de niciun expert care să-ți spună că este nevoie să-ți trăiești viața și să-ți organizezi activitatea după soare, așa cum au făcut-o strămoșii noștri. Ritmul infradian este ritmul de rotire a lumii în jurul Pământului, care durează 28 de zile, exact cât durează ciclul nostru menstrual. Prin urmare, femeia ar trebui să lucreze, să facă business, să mănânce, să se antreneze, să țină fasting, să facă dragoste și să-și trăiască viața după ciclu. Ah, știu că în mințile voastre acum este o adevărată furtună și credeți că este imposibil. Nu, în momentul în care veți decide să nu vă mai identificați om și să ajungeți să vă simțiți cu adevărat femeie, cu inima voastră plină de iubire, veți reuși să ocupați cel mai important loc din viața voastră. Am negociat cu mine cel mai bun preț pentru sănătate, longevitate, frumusețe și succes. 8-10 ore de somn. Da, femeile au nevoie de mai mult somn de calitate decât bărbați, pentru că producția noastră hormonală depinde de glandele suprarenale. Aceste ore de somn nu sunt un moft sau un răsfăț. Sunt cel mai important pilon în setarea unei noi producții hormonale lunare de neînlocuit în zilele 1-7 ale ciclului menstrual. Am integrat în viața mea de zi cu zi nutriția ancestrală. Probabil vă puneți întrebarea de ce. Doar în anul 2023 au fost editate peste 10.000 de studii de pe PubMed.com. Studiile sunt un instrument excelent de educație și informare atunci când vine vorba de stilul nostru de viață. Însă, doar atunci când confirmă înțelepciunea testată în timp și logica naturală. Într-o lume unde ți se spune că tot ce te înconjoară te distruge, fii rebelă și mănâncă ce au mâncat strămoșii noștri. Toate aceste principii m-au ajutat cu adevărat să mă conectez la nevoile mele biologice și genetice. Când vorbesc despre nutriția ancestrală, nu vorbesc doar despre mâncare. Nutriția ancestrală este tot ce pui și scoți pe gură, în corpul fizic, în minte și în suflet. Nutriția ancestrală este mai mult decât micro și macronutrienți. Este și despre energia cu care îți pregătești acea mâncare. Pentru că atunci când savurezi din farfuria ta, savurezi și din energia ta sau, atenție, din energia altcuiva. Nutriția ancestrală este și despre relații sustenabile. recunoștința, valori și misiune, mindset și relația cu Dumnezeu. Există sute de articole științifice despre optimism, credință, medii stimulante, interacțiuni sociale, iubire, dans, îmbrățișări, acceptare de sine, lipsa îngrijorării. Studii ce confirmă că acestea toate ne extind durata de viață, ne îmbunătățesc biomarkerii și reduc riscul de boală. Nu te mai chinui atât de mult să supraviețuiești încât uiți să trăiești. Am integrat non-toxicitatea în toate aspectele vieții mele de mai bine de un deceniu. Însă a durat mult când a venit știința și a confirmat ceea ce intuiția m-a ghidat. În anul 2023 a apărut un studiu concludent care ne confirmă faptul că renunțarea la substanțele toxice din produsele de make-up, haircare, skincare, detergenți, curățenie, timp de 28 de zile, reduce expresia genelor cu până la 80%, gene responsabile de afecțiuni grave. În acest studiu fascinant, cercetătorii au analizat celulele din țesutul mamar prelevate de la voluntari sănătoși. I-au rugat pe aceștia să renunțe timp de 28 de zile la toate substanțele toxice menționate, ca să aibă parte din niște rezultate concluzente. La finalul testului, cercetătorii au remarcat o activitate reversibilă extraordinară a activității celulare, care susține evoluția anumitor boli degenerative. Da, știu, cremele anti-age șterg multe riduri de pe fața noastră. Însă până să vorbim despre asta, vreau să vă reamintesc ceva. Pielea este organul de comunicare cu mediul extern. Tot ce punem pe pielea noastră, timp de 15 secunde, se absorbe în fluxul sanguin. Femeile folosesc în medie peste 178 de substanțe chimice din produsele de îngrijire și make-up. Toate aceste substanțe intră în corpul nostru și ne afectează sănătatea feminină. Intrând în fluxul sanguin, aceștia mimează rolul estrogenului în corpul nostru, reglându-ne hormonal și creându-ne probleme ce aparțin de tot ceea ce înseamnă, în primul rând, sistemul reproducător. Există deja sute de articole științifice pe acest subiect și noi, în continuare, nu vrem să recunoaștem că a plăti cu sănătate pentru frumusețe nu este un schimb echitabil. Da, cremele anti-age ne pot ajuta, însă acestea nu pot să șteargă emoțiile de pe fața noastră, cuvintele nespuse, traumele, suferințele. Toate acestea se scot la suprafață, se lucrează și se face curățenie în viață. Asta nu face nicio cremă anti-age sau un filer. Vindecă-ți emoțiile ca să-ți vindeci frumusețea. Femeia independentă este cea care are continuu ceva de demonstrat. Face totul și mereu. Și atunci când nu mai poate, mai poate puțin. Este cea care trăiește în interiorul ei cu o frică. Cea a dependenței. dea sărace societății, lumii, partenerului, că ea deține controlul tuturor aspectelor vieții și este stăpână pe butoanele siguranței și a nevoilor fizice. Femeia liberă este cea care, prin parcursul său, prin viață, a ajuns să fie conectată cu sinele său, cu inima sa, cu trupul său, cu sexualitatea ei, cu conștiința sa și a reușit să dizolve treptat toate fricile preluate din societate sau din mediul în care a crescut. Femeia liberă își creează spațiu pentru dezvoltare. Iubește tot ceea ce face și investește cu înțelepciune timp și energie, alegând să se exprime altfel în această lume. Femeia are dreptul divin de a alege, iar eu aleg să fiu o femeie liberă, pentru că independența nu mai servește într-o societate unde se vrea egalitate între sexe, însă uităm că nu suntem identici. Știu, trăim cu toții într-o frică cu tot ce ne înconjoară. Microplasticul din apă, chimicalele din mediul înconjurător, poluarea, pesticidele din alimente, din fructe și legume. Există oare posibilitatea să avem un stil de viață perfect în 2024? Nu. Este imposibil. Și nici pe mine nu mă interesează acest lucru. Și știți ce nu mă mai interesează? Câte toxine, microplastic, metale grele s-au adunat în corpul meu de-a lungul timpului. Mai presus de toate acestea, în corpul meu există extrem de multă iubire, bucurie, blândețe, chef de viață, recunoștință. Toate acestea vor avea grijă ca eu să fiu o femeie sănătoasă și împlinită.